Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit încă o etalare interactivă în care va trebui să alegeți un număr de la 1 la 3 pentru a găsi mesajele de dragoste despre persoana voastră dragă, fie că sunteți într-o relație cu această persoană și nu prea mai comunicați sau nu sunteți într-o relație cu această persoană, poate chiar vă aflați la depărtare și vreți să știți ce simte, ce gândește și ce face persoana voastră dragă. Aceasta va fi o etalare interactivă de tipul alege o carte sau alege mesajul. Va trebui să alegeți un număr de la 1 la 3. Din acest set de cărți o să scoatem mesaje pentru ce simte persoana voastră dragă, ce emoții și sentimente are această persoană. Hai să vedem mesaje pentru grupul numărul 1, pentru grupul numărul 2 și pentru grupul numărul 3. Din acest set de cărți de tarot vom scoate mesaje pentru ce gândește persoana voastră dragă, pentru grupul numărul 1, pentru grupul numărul 2 și pentru grupul numărul 3. Și din acest set de tarot vom scoate mesaje cu privire la ce face în acest moment persoana voastră dragă pentru grupul numărul 1, 2 și 3. Dacă nu v-ați hotărât încă asupra unui număr, o să vă las acum pe ecran cele 3 seturi de cărți. Puteți să puneți pe pauză acest video, să închideți ochii câteva secunde, să încercați să vă calmați mintea, gândurile, respirați adânc, eliberați-vă mintea de orice gânduri și în momentul în care deschideți ochii, acel set de cărți care vă atrage cel mai mult atenția, acela conține mesajele pentru voi, numărul 1, 2 sau 3. Acum o să începem cu etalarea pentru numărul 1. Dacă ați ales numărul 2 sau 3, găsiți în descrierea videoului mai jos momentul de timp la care începe fiecare etalare. Hai să vedem pentru cei care ați ales numărul 1 ce simte acum persoana voastră dragă. Avem aici regina de monede, steaua și șasele de bâte. În această perioadă, persoana voastră dragă are foarte multe emoții și sentimente pozitive. Cu regina de monede aici, vedem că această persoană este dedicată trup și suflet nevoilor familiei sale și a prietenilor săi. Este o persoană foarte altruistă, care pune tot timpul pe primul loc nevoile celor din jurul său și își dedică foarte mult din emoțiile și trăirile sale interioare pentru a-i ajuta pe cei din jurul său să fie protejați, să fie ocrotiți, să se simtă în siguranță. Dacă persoana voastră iubită are un copil, fie cu voi, fie dintr-o relație anterioară, nevoile acestui copil sunt în momentul actual pe primul loc pentru această persoană. Din punct de vedere emoțional, această persoană este foarte echilibrată, foarte calmă, sigură pe sine, e o persoană care își cunoaște valoarea, care a muncit mult pentru a ajunge în situația în care este și acum are atât de multă dragoste, atât de multă compasiune încât poate să-i ajute și pe cei din jurul său. Steaua este cartea care în tarot reprezintă și zodia vărsătorului, prin urmare e posibil ca această persoană să fie în zodia vărsător sau să aibă anumite plasamente planetare importante în vărsător, poate luna, Venus sau chiar o aglomerare de mai multe planete în vărsător. Și în acest set de tarot, steaua este cartea care te ghidează după ce turnul a căzut și vechile emoții au fost sfărâmate, aici intervine steaua care ghidează această persoană către un viitor mai strălucit și mai pozitiv. E posibil ca această persoană să fie acest ghid emoțional pentru toți oamenii din jurul său, tocmai
prin prisma acestor instincte materne foarte puternice pe care le are, dar în același timp steaua poate să reprezinte și planurile de viitor pe care această persoană le are. Și aici, pe partea emoțională, se pare că planurile de viitor a acestei persoane sunt foarte pozitive, foarte strălucite și ce își dorește cel mai mult din punct de vedere emoțional este acest 6 de bâte, această victorie care vine odată ce steaua îi împlinește cea mai arzătoare dorință a sufletului său. Per total, o stare foarte bună emoțională, emoții pozitive, planuri de viitor și o dorință foarte arzătoare pe care această persoană vrea să o îndeplinească. Hai să vedem acum la ce se gândește această persoană. Asul de bâte, regina de cupe și cinciul de săbi. Foarte interesant, gândurile acestei persoane sunt pentru un nou început, un nou început plin de pasiune, o nouă aventură pe care vrea să o înceapă acum, un mare risc pe care e dispus această persoană să și-l asume, pentru că acest risc o să-i aducă mult mai multă împlinire emoțională, echilibru în sentimente. Dar la nivel intelectual, această persoană își dă seama că există niște riscuri, că e posibil ca la finalul acestui drum, la finalul acestei aventuri, să nu iasă învingător, să piardă războiul, să piardă bătălia sau să piardă niște prieteni pe parcurs. Dar se pare că această persoană e dispusă să-și asume acest risc, pentru că și câștigurile sunt foarte tentante și își dorește foarte mult să încerce acest lucru nou, că e vorba de un job nou, de o relație nouă, orice ar fi, este un lucru în care această persoană vrea să se implice trup și suflet. Și e posibil ca acest nou început să-i deranjeze pe unii, mai ales pe cei care nu vor să vadă această persoană evoluând, nu vor să lase ca această persoană să crească, dar asta nu e important acum, pentru că aici e o dorință arzătoare și o nevoie emoțională de a face acest lucru nou. Dacă persoana voastră dragă vrea să își schimbe locul de muncă sau să-și schimbe cariera sau chiar să se mute în alt oraș, în altă țară, ar fi bine să fiți de partea lor, să susțineți această inițiativă, această idee, pentru că dacă o să vă puneți împotriva lor, dacă o să vă certați pe această temă, aici riscați să ajungeți la niște diferențe ireconciliabile, riscați să vă despărțiți din acest motiv. Chiar dacă e greu pentru voi, acum e momentul în care trebuie să-i susțineți, să fiți de partea lor, pentru că până acum ei au fost de partea tuturor și au susținut visele tuturor. Și acum este în sfârșit momentul ca ei să fie cei care sunt susținuți. Ei să fie cei care își încearcă norocul. Și cu această atitudine atât de pozitivă aici, chiar e posibil să aibă parte de foarte mult succes. Pentru toată lumea, fie că e vorba aici de un partener cu care sunteți deja într-o relație sau la cineva cu care discutați, la cineva la care vă gândiți, este foarte important să-i dați acestei persoane libertate, pentru că dacă o să țineți cu dinții de această persoană, doar mai mult o să se îndepărteze de voi. Și chiar dacă temporar va trebui să puneți o anumită distanță între voi, distanță temporară, distanță fizică, faptul că acum le oferiți această susținere, acest suport, o să-i facă să-și dorească să se întoarcă la voi în viitor, după ce își termină această etapă din viață, după ce obțin tot ceea ce își doresc să obțină. Și hai să vedem ce fac efectiv aceste persoane acum. 4 de săbi, 4 de bâte, soarele. Se odihnesc, își încarcă bateriile, pentru că sunt pe cale să pună bazele vieții lor din viitor, să-și pună fundațiile existenței lor viitoare și sărbătoresc alături de familie, alături de cei dragi, pentru că în curând se pregătesc de o nouă aventură în care toată atenția va fi asupra lor și vor trebui să demonstreze exact de ce sunt capabili. În această perioadă, persoana voastră dragă vrea să petreacă foarte mult timp acasă, în sânul familiei, acolo unde se simt protejați,
acolo unde pot să fie fără griji, inocenți ca în copilărie. Pentru cei care au copii, bineînțeles, vor să petreacă iarăși foarte mult timp alături de copiilor. Profită la maxim de această perioadă cât încă sunt toți acasă sub același acoperiș, pentru că știu că în curând o să vină o schimbare, o să intervină modificări de la locul de muncă, din viața de zi cu zi. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Și acum hai să trecem la etalarea numărul 2. Pentru cei care ați ales aceste de cărți, să vedem ce simte persoana voastră dragă. Wow, avem aici doar arcane majore. Forța, Hierofantul și Cumpătarea. E posibil ca persoana la care vă gândiți să fie din zodiile Leu, Taur sau Săgetător sau să aibă anumite plasamente planetare în una din aceste zodii. Această persoană se simte foarte puternică, foarte încrezătoare, pentru că își cunoaște atât fricile, temerile, cât și forțele, aturile sale interioare și a reușit să găsească echilibrul între acestea. Indiferent ce i-ar arunca viața în față, această persoană are certitudinea emoțională că poate să îndure orice, poate să treacă peste orice, poate să iasă învingătoare în orice situație. Și această forță, această certitudine vine și din faptul că această persoană are o fundație foarte solidă spirituală. Hierofantul sau Marele Preot ne arată aici că toată structura emoțională a acestei persoane este foarte puternic bazată pe tradițiile și trăirile spirituale ale familiei din care această persoană face parte. E posibil ca în această perioadă persoana voastră dragă să simtă o nevoie să se apropie mai mult de biserică, indiferent din ce religie face parte, să se roage, să mediteze, să studieze astrologia sau tarotul, să se autocunoască prin toate aceste tehnici spirituale. Și cu ajutorul acestor două elemente, a încrederii în sine, în forțele proprii și a încrederii în divinitate, în faptul că acesta este un univers benefic care ne vrea binele și ne ajută, ne susține pe traiectoria noastră spirituală, persoana voastră dragă a reușit să atingă un nivel de echilibru emoțional, de calm și statornicie sentimentală, definit aici de această carte a Cumpătării, care reprezintă în tarot și zodia Săgetătorului. Indiferent ce s-ar întâmpla în viitor, ce o să rearunce viața în față, aceste persoane, din punct de vedere sentimental, emoțional, această persoană este foarte stabilă, este o stâncă în mijlocul furtunii, este o persoană pe care vă puteți baza. Hai să vedem acum la ce se gândește această persoană. Regina de monede, 4 de săbi, regina de bâte. Wow, încă o dată reiese faptul că această persoană este foarte sigură de sine, își cunoaște valoarea și știe exact ce merită și ce vrea în această viață. Cu regina de monede și regina de bâte, această persoană este foarte, foarte echilibrată. Știe că poate să trăiască viața exact așa cum își dorește, după propriile reguli, nu depinde de nimeni, nici financiar, nici emoțional, nici sentimental. Și acest lucru îi dă un calm și un echilibru absolut superb acestei persoane. Pentru că persoana voastră dragă nu caută validarea în lumea exterioară. Știe că este de neoprit, știe că este carismatică și că toate privirile sunt ațintite asupra ei. Din punct de vedere profesional, financiar, lucrurile stau foarte bine, are exact nivelul de confort pe care și-l dorește la momentul actual și toate aceste elemente îi dau un nivel de pace și de echilibru mental foarte ridicat. O persoană foarte echilibrată, care nu are nevoie de nimeni și de nimic, o persoană care o să accepte în viața ei doar oameni care sunt de același nivel, de același calibru.
Hai să vedem ce face acum această persoană. 5-ul de săbi, pajul de săbi, regele de bâte. Această persoană tocmai a ieșit aici învingătoare într-o confruntare mentală sau intelectuală cu cineva și acum e momentul să facă așa un fel de damage control, să se asigure că cealaltă persoană care a ieșit învinsă din această situație nu o să se transforme într-un inamic. Și cu pajul de săbi aici, persoana voastră dragă încearcă să repare o relație la locul de muncă sau în viața privată, pentru că știe că în viitor o să mai aibă nevoie de susținerea acestor persoane. Persoana voastră dragă muncește acum ca să devină acest rege de bâte, ca să evolueze la nivelul următor, în carieră sau în viața privată, și știe că un lider adevărat nu îi umilește pe cei pe care i-a învins, ci dimpotrivă încearcă să îi convingă de faptul că viziunea sa, calea sa este cea corectă și încearcă să-i aducă pe toți în echipa sa. Și în această perioadă, persoana voastră dragă comunică foarte mult, astfel încât să se asigure că toată lumea e mulțumită, că nimeni nu se simte nedreptățit și că toți sunt aici pe aceeași lungime de undă. Persoana voastră dragă este ca un fel de mediator, atât în familie, cât și la locul de muncă și în cercul de prieteni. Între toată lumea este persoana care încearcă să facă dreptate, să îi împace pe toți, să împace și capra și varza și vrea să se asigure că toată lumea se înțelege bine și că toți sunt prieteni. O persoană foarte echilibrată, foarte înțeleaptă și foarte sigură pe sine. Aveți aici o persoană foarte valoroasă, n-o lăsați să vă scape printre degete, pentru că mai rar o persoană cu atâtea aspecte pozitive. Și acum hai să trecem la cei care ați ales setul numărul 3. Pentru cei care ați ales acest set de cărți, hai să vedem ce simte persoana voastră dragă acum. Avem aici lumea, 9-le de monede și 5-ul de săbi. Ok, persoana voastră dragă se află din punct de vedere emoțional, sentimental, într-o etapă foarte frumoasă, foarte benefică, în care culege roadele efortului depus în trecut. Această persoană a finalizat aici un ciclu de maturizare, de creștere emoțională și acum este pregătită să treacă la etapa următoare, la nivelul următor, să o ia de la capăt pe acest traseu evolutiv pentru a ajunge la următorul nivel emoțional. Și faptul că și-a demonstrat exact de ce este capabilă și își cunoaște exact valoarea și puterea sa emoțională îi dă acestei persoane foarte multă împlinire, foarte multă stimă de sine. Dar în același timp aici cu 5-ul de săbi vedem niște regrete. Regrete care poate să fie datorate faptului că în trecut undeva au existat niște certuri, niște divergențe cu anumite persoane care erau dragi, erau apropiate aceste persoane și acolo relațiile s-au stricat, s-au rupt. Sau poate să fie vorba de un sentiment de vinovăție pentru că există atât de mulți oameni pe lumea asta care suferă și care nu o să cunoască niciodată acest gen de împlinire pe care persoana voastră dragă a ajuns să-l simtă și să-l experimenteze acum. Pentru cei care sunteți într-o relație serioasă cu această persoană, e foarte important să știți că el sau ea e pregătită să treacă la nivelul următor, oricare ar fi acesta pentru relația voastră, și dacă voi nu sunteți dispuși să mergeți mai departe cu această persoană, să continuați să evoluați împreună, să continuați să creați o legătură din ce în ce mai puternică și mai adâncă între voi, atunci această relație se poate termina. Pentru că această persoană este foarte sigură pe sine, își cunoaște foarte bine valoarea, știe exact ce își dorește și dacă voi nu sunteți pe aceeași lungime de undă, nu sunteți dispuși să continuați să creșteți împreună, se poate ajunge la dizolvarea acestei legături. Pentru cei care nu sunteți încă împreună cu această persoană, să știți că
Aveți aici de a face cu o persoană foarte matură din punct de vedere emoțional, foarte stabilă din punct de vedere emoțional și dacă vă doriți o legătură serioasă cu această persoană, trebuie să demonstrați și voi seriozitate, trebuie să demonstrați și voi maturitate. Și acum hai să vedem la ce se gândește această persoană, 6-le de săbi, 6-le de monede și 9-le de monede. Ok, 9-le de monede a apărut aici încă o dată. Vedem încă o dată acest mesaj că această persoană este foarte mulțumită de sine, a reușit să atingă un nivel emoțional, mental, foarte stabil, foarte plăcut și nimeni și nimic nu poate să îi strice pacea și liniștea acestei persoane. Vedem aici că la nivel mental această persoană este foarte recunoscătoare pentru toate binecuvântările pe care le are în viața sa și se află pe o traiectorie ascendentă, pe o traiectorie de creștere, de evoluție spirituală, mentală, emoțională, în toate planurile existenței. Și vedem că atunci când anumite gânduri, lucruri, oameni, situații nu mai sunt constructive pentru această persoană, nu va ezita să le lase în urmă pentru a se înconjura de alte gânduri, lucruri, oameni și situații care sunt mai pozitive, mai constructive pentru această persoană. Dar lucrurile acestea, să știți că nu sunt egoiste. Dimpotrivă, vedeți aici cu 6-le de monede, persoana voastră dragă este mai mult decât dispusă să vă ajute și pe voi, să-i susțină și pe cei din jurul său să evolueze, să crească, să se dezvolte în toate planurile existenței. Dar în același timp, dacă persoanele din jurul său nu sunt dispuse să încerce măcar să evolueze și să crească, atunci aceste persoane nu au ce să caute în jurul său. Vedem aici foarte multă recunoștință și pe baza acestei recunoștințe, atât mentale cât și materiale, în următoarea perioadă această persoană o să aibă parte de un salt fenomenal. O să treacă de la mentalitatea de subzistență la o mentalitate de excelență. Această persoană se îndreaptă într-o direcție foarte pozitivă în viața sa. E pe o pantă ascendentă în evoluția sa, în toate planurile, și emoțional, și mental, și material. Foarte frumos! Și acum hai să vedem ce face această persoană. Pajul de cupe, judecata, Marea Preoteasă. Această persoană face o ofertă. E posibil să vă facă vouă o ofertă, o ofertă de dragoste, o ofertă foarte sinceră, plină de iubire. Vă întinde această cupă plină de dragoste și vrea să o ia de la capăt. Își dorește o relație mult mai intensă, o conexiune mult mai puternică. Își dorește să vă ia și pe voi alături de sine în acest drum către succes. Pentru cei care sunteți deja într-o relație cu această persoană, acum vă oferă un nou început. Vă oferă șansa să lăsați în urmă toate greșelile trecutului și să o luați de la capăt împreună, cu condiția să vă dedicați trup și suflet acestei relații. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil ca aici să reapară o persoană din trecut cu care ați mai avut o relație și care acum din nou vă oferă această cupă plină de pasiune. Să știți că este o ofertă foarte sinceră, din toată inima, o ofertă care vă propune să o luați de la zero, să porniți din nou pe acest drum cu această persoană și să aveți aici o conexiune foarte intensă, foarte puternică. Un mesaj foarte frumos și pentru cei de la grupul numărul 3, o persoană foarte interesantă aici, care apare sau reapare în viața voastră, o persoană care se află pe o traiectorie foarte frumoasă în viața sa și dacă reușiți să faceți această relație să funcționeze, o să fie un lucru foarte benefic pentru voi, pentru evoluția voastră. Și fie că aceasta este o persoană nouă sau o persoană din trecutul vostru care reapare, aici e foarte important cu judecata, atunci când primiți această ofertă de dragoste, să faceți o decizie conștientă să învățați din greșelile voastre din trecut și să nu le mai repetați, pentru că acum judecata vă dă șansa să o luați de la capăt. Vă dă o foaie albă pe care să rescrieți povestea de la zero. Profitați de această șansă pe care Universul vă dă
ca să faceți lucrurile ca la carte, să faceți lucrurile corect, pentru că aici situația este foarte frumoasă și există foarte mult potențial pozitiv. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!